Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe pagina de Facebook a Asociației pentru Comunicare Non-Violentă din România. Astăzi avem parte de o sesiune plină de practică, de exerciții și sunt foarte recunoscătoare pentru aceste exerciții și practici pe care o să le împărtășească colegii mei. O să avem parte de 6 practici transformatoare prezentate de trainerii certificați de comunicare non-violentă din România sau activi în România, nu toți provin din această țară, ceea ce face și mai frumoasă oferta noastră și mai diversă. Și această sesiune face parte din luna comunicării non-violente, care a început la începutul lunii octombrie și iată că se încheie săptămâna aceasta. Și aș vrea să îi dăm drumul, să îi dăm drumul la practică, care e și intenția acestei sesiuni. Și pentru asta o să-l invit pe colegul nostru, Octavian Istrate, care locuiește la Iași. Este trainer certificat de comunicare non-violentă de ceva ani de zile, cred că 2 ani de zile parcă. Și îi predau microfonul de aici încolo. Mulțumesc, Manu. M-am gândit să vorbesc astăzi despre practica care chiar a fost cea mai transformatoare pentru mine. Am început-o undeva în septembrie 2017 și până la jumătatea lui 2018 am făcut aproape în fiecare zi. Este vorba de o meditație ghidată. Eu fiind o persoană auditivă, canalul auditiv este principal, am lucrat cu muzica toată viața mea, deci pentru cei care sunteți și voi auditivi, probabil va funcționa. Și m-a ajutat foarte mult în a îmi accepta la modul real, deci nu știu că am niște nevoi, ci pur și simplu chiar să mi le accept, să mă împrietenesc cu anumite nevoi de ale mele. De exemplu, nevoia de susținere. Era foarte, foarte greu să o accept că o am, că eu am nevoie de susținere și că nu pot să fac totul singur. Și practica asta m-a ajutat și să-mi cresc capacitatea de a-mi identifica nevoile și să mă împrietenesc cu ele, în special cu cele pe care mi le negam. Și aici aș vrea să fac, înainte să începem, o foarte mică prezentare a faptului că în comunicarea non-violentă nu vedem nevoile ca fiind ceva needy sau ceva egoist, ci le vedem ca un potențial care există în fiecare din noi. Este cumva energia care ne motivează, ne vitalizează și le vedem ca fiind generale și universale. Adică siguranță este o nevoie, am nevoie de
o casă cu 10 camere nu este o nevoie. Asta este o strategie. Și am nevoie de un telefon nou, nu este o nevoie. S-ar putea să am nevoie de o ușurință în comunicare. Și pentru că avem doar 10 minute, aș vrea să facem o parte din această meditație. Am să o reduc la câteva minute. Și rugămintea mea ar fi să te așezi confortabil, să-ți îndrepți coloana și să-ți ajustezi poziția după cum simți, astfel încât să fii și cu spatele drept, dar și într-o poziție confortabilă. Și acum îndreaptă-ți atenția spre interior, în timp ce închizi ochii sau îți duci privirea în jos, în cazul în care nu te simți confortabil să închizi ochii. Și puneți atenția pe respirație. Fii atent la cum intră și cum iese aerul. Și acum, în timp ce respiri, întreabă-te că este ceva ce simți. Simți vreo emoție, vreo senzație corporală? Și poate această senzație corporală te duce, îți arată spre o nevoie de-a ta, satisfăcută sau nesatisfăcută. Întreabă-te care este nevoia ta în momentul ăsta. Și dacă ai identificat nevoia, indiferent că este satisfăcută sau nesatisfăcută, ține-o în interiorul tău și conștientizează că nevoia asta este universală și e foarte importantă pentru toți oamenii. Și oferă-ți câteva secunde pur și simplu pentru a onora, ca pe ceva prețios. Iar acum, mută-ți atenția. Adu-ți aminte ceva ce s-a întâmplat recent, în urma căruia încă ai sentimente neplăcute sau nerezolvate. Și primul lucru pe care te rog să-l faci este când îți aduci aminte situația asta, să te întrebi ce s-a întâmplat de fapt acolo, ca o observație, ca și cum ai fi o cameră de luat vederi sau un microfon care se uită la situație și o vede în mod complet obiectiv.
Și când îți aduci aminte situația și te uiți la ce s-a întâmplat, mergi din nou în interiorul tău și vezi ce simți referitor la situația asta. Ce emoție este vie în tine. Și apoi, identifică spre ce nevoie sau valoarea ta, satisfăcută sau nesatisfăcută, te ghidează acest sentiment. Care este nevoia ta, care este în evidență cel mai mult legată de situația asta? Și când ai identificat-o, fă ce ai făcut și cu prima. Ține-o în interiorul tău ca pe ceva foarte prețios. E ceva foarte important pentru tine. Și când te simți pregătit sau pregătită, poți să începi să-ți miști degetele de la mâini și de la picioare și încet, încet poți să deschizi ochii și să revii în camera în care ești. Sper că te-a ajutat explorarea asta ghidată să te conectezi cu tine și aș vrea doar să-ți mai spun la final că dacă dorești să practici și tu meditația asta ghidată, să treci prin ea, am o versiune un pic mai lungă, are 12 minute și este pusă pe pagina asta de web, pe www.cnvh.ro/audio, împreună cu alte meditații. Și am pus acolo mai multe variante, adică este și o variantă în engleză și o variantă în română, ambele cu muzică și fără muzică. Sunt, cred, vreo 10 sau 12 meditații în total. Poți să-ți notezi webpage-ul ăsta și acolo le vei găsi, le poți accesa și de pe telefon, și de pe tabletă, și de pe laptop, cred că se pot și downloada și sper să-ți folosească. Cam asta a fost partea mea. Întorc mingiuța vorbitoare Manuelei. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc și noi mulțumim. Da, a fost un început care s-a așezat așa în mine. M-a ajutat să mă centrez și eu mai mult și să fiu aici prezentă. Mulțumim foarte mult, Octavian. Aș mai fi vrut să spun câteva lucruri despre Octavian. Este un membru foarte activ al comunității noastre și a ținut grupul de practică, multe cursuri de comunicare non-violentă. Și pe lângă asta este implicat în traducerea cărții dansul comunicării dance floors dansurile comunicării non-violente împreună cu Monica Reu. Și ne bucurăm mult că îl avem în comunitatea noastră și ne bucurăm mult de activitatea pe care el a făcut-o și o face în continuare. Așa că da, cumva această practică a venit așa ca o confirmare cu recunoștință pentru că îl avem aici în grupul nostru. Mulțumim, Octavian! Și de la ea aș preiau balonul și mă duc spre Cluj.
O să invit în continuare pe colega noastră Adriana Ceascai să preia firul. Adriana este mamă a doi copii foarte simpatici, pe care m-am bucurat și eu să pot să-i cunosc, de 9 și 7 ani. Și căutările ei legate de comunicarea non-violentă se leagă foarte mult de a fi mamă și de relaționarea cu copiii. Dar ideea este să, ce o motivează pe ea este și să ducem asta la orice nivel, adică relaționare în armonie, indiferent de vârstă. Așa că sunt foarte curioasă ce are Adriana să ne povestească astăzi. Mulțumesc, Manuela! Da, pentru mine e super importantă partea asta de familie, relația cu copiii, cu soțul meu și, așa cum am zis și în evenimentele dedicate părinților din cadrul unei comunicări non-violente, bucata asta de conexiune cu sine eu o consider super importantă, super prețioasă, pentru că mă ajută să... să-mi fie mie clar și să vin în legătură cu mine despre ce e viu în mine acum, ca apoi să pot să transform și să contribui cu adevărat în relațiile din jurul meu. Și cele mai importante relații în jurul meu sunt cu familia mea, cu copiii mei. Și de aceea astăzi vorbesc despre procesul de conexiune cu sine, pentru că mi se pare că asta e fundația de la care pornesc spre a transforma relațiile din exterior. Și acest proces de conexiune cu sine urmărește cei patru pași pe care îi avem în comunicare non-violentă: observația, sentimentele, nevoile și cerința. Însă aș vrea să prezint forma pe care eu am adoptat-o, pentru că am adoptat această formă organică care să îmi dea libertatea și permisiunea și libertatea să exprim în scris exact starea în care sunt eu și trăirile mele și ce e viu în mine. Și ca să fie totul mult mai clar, aș vrea să arăt o poză cu cum arată acest proces. Ia să văd dacă reușesc. Așa. Sunt curioasă dacă se vede poza asta. Ăsta e procesul pe care eu îl văd ca fiind super organic, este circular. Am luat cei patru pași și i-am împărțit în această formă. Am pornit de la observație, am pus în mijloc observația. Nu vă faceți griji că nu vedeți conținutul, pentru că e mai puțin important acum. Ce vreau să punctez și să scot în evidență este forma. Am pornit din mijloc de la observație și apoi am folosit culori și cu roșu scriu trăirile și după aceea mă duc la acest pas pe care vreau să-l accentuez, să-l scot în evidență, faptul că vreau să las să iasă la iveală, vreau să mă uit la ce îmi spun, la povestea mea, ce este în mintea mea, care sunt evaluările și interpretările mele. Și pe lângă această observație, în exterior, vin și scriu gândurile mele, ce îmi spun eu despre această observație. Și vreau să-mi fie clar care e diferența, să diferențiez observația de aceste gânduri și să știu că astea sunt povestea mea, sunt ceea ce îmi spun eu despre situație și apoi să folosesc aceste gânduri să îmi arate care sunt nevoile mele și merg mai departe să-mi identific nevoile. Iar această formă circulară pe care am adoptat-o, mie îmi place foarte mult pentru că îmi permite să revin. Așa cum știm, procesele astea de conexiune cu propria persoană nu sunt liniare. Odată ce mi-am identificat niște nevoi,
nu înseamnă că voi rămâne acolo la nivelul de nevoi, imediat îmi amintesc un gând, îmi vine în minte o evaluare personală, ceea ce îmi spun eu, revin și adaug la gânduri, adaug la trăiri și fac asta de două, de trei ori, de câte ori am nevoie, până când ajung la acele trăiri, la acele valori care sunt cu adevărat importante și urgente pentru mine în această situație la care mă uit. Și în momentul în care am ajuns să pun mâna, să ating acele valori importante, să ating rădăcina care stă la baza situației la care mă uit, pot să merg mai departe să văd ce pot să fac, să merg mai departe la etapa de soluții, de posibile rezolvări. Iar aici vreau să-mi notez tot ce îmi vine în minte, toate posibilitățile, oricât de nebunesc pare la început, vreau să o pun acolo ca o posibilă soluție. Și apoi, deschisă fiind că pot să rezolv, pot să împlinesc mai multe direcții deodată, pot să am o soluție care să fie din spectrul atât anumite nevoi, cât și altele, atât nevoile mele, cât și ale copilului, de exemplu, să văd care dintre posibilități se potrivește cel mai bine în această situație la care mă uit, de la care am pornit. Și îmi place foarte mult această formă circulară a acestui proces, care e super simplu și cu el începem în explorarea comunicării non-violente, pentru că, în primul rând, este înscris, cred că pot să renunț la această poză, este înscris, deci mă invită să îmi încetinesc viteza gândurilor la viteza cu care pot să-mi notez și mi-aduce claritate, pentru că cu asta vine pentru mine partea de pus în scris. Faptul că este organic și îmi dă libertatea să merg în fiecare pas în funcție de cum mă simt eu. La final, eu sunt cea care conduce exercițiul, trăirile mele, ce este viu în mine, poziția cu care mă conectez eu într-un anumit moment, îmi dă libertatea să scriu, să mă adresez acolo unde sunt prezentă. Și pentru mine asta asta aduce frumusețe, că e organic și că e aproape de mine. Și cum ați văzut în poză, am folosit culori, am folosit forme, e mult mai real și mai aproape de cum se întâmplă lucrurile în interior decât exercițiul clasic în care iau pașii și merg pe rând prin ei. Da, ajută, însă parcă mă ține la un nivel prea intelectual pentru mine. Și atunci am ajuns la partea asta circulară, mult mai organică și sper că poate vă găsiți inspirație și o să vedeți că procesul poate să fie cu multă ușurință și să vină din interior. Da, cam asta e ce vroiam să ofer astăzi. Mulțumesc, Manuela! Mulțumesc și eu! Pe sufletul meu colorat, desene, o floare. Mulțumim foarte mult, Adriana. Îmi place. Cred că e și așa o perspectivă feminină cu care creativă, cu care îmi place că ne-ai conectat. Mulțumesc foarte mult. Și de aici, din Cluj, ne deplasăm spre București și o să invit pe Monica Reu, care, pe lângă că este o persoană foarte dragă mie și am avut marea șansă și norocul să o cunosc de foarte mult timp. Ea este fondatorul și președintele Asociației pentru Comunicare Nonviolentă din România și este primul trainer certificat de Center for Nonviolent Communication din România.
Ea are o activitate foarte bogată, deci nu vreau să mențin, n-aș putea să menționez aici câte lucruri au făcut de-a lungul atâtor ani, de atâtor ani. Cred că sunt mai mult de 14, 15, 16 ani de când activează și promovează principiile comunicării non-violente în România. Și acum o să o invit pe ea să ne împărtășească ce a pregătit pentru noi astăzi. Mulțumesc mult de tot, Manu! Mi-e tare drag să fiu aici, alături de colegii mei și alături de tine. Practica pe care eu vreau să vă împărtășesc astăzi este una care e foarte apropiată sufletului meu și este practica aprecierii de sine. Am auzit despre apreciere de sine pentru prima dată în viața mea, la 27 de ani, când am dat peste comunicarea non-violentă. Și țin minte cât de surprins am fost când am citit un interviu cu Marshall Rosenberg și un reporter îl întreba: Marshall, tu întotdeauna ești chemat după ce conflictele izbucnesc, după ce oameni mor, ești chemat să încerci să rezolvi ceva prin comunicare non-violentă, nu-ți pierzi speranța? Cum se face că rămâi încă conectat la energia asta de a-ți dori să contribui? Nu-ți pierzi speranța în omenire și în lume și în munca pe care o faci? Și răspunsul lui a fost: modul în care eu îmi susțin energia asta este ca în fiecare seară, în jurnalul meu, să-mi scriu un mesaj de apreciere de sine și să-mi desenez o floare. Mi s-a părut fenomenal răspunsul. Atât de simplu și atât de profund, și a fost cumva prima dată când am văzut că aprecierea de sine poate să fie ceva benefic. De ce spun asta? Pentru că uitându-mă la educația mea, toată educația mea s-a bazat pe mesaje precum lauda de sine nu miroase bine, îți ridici singur statuie, ți-au murit lăudătorii, mesaje care îmi transmiteau iar și iar că am apreciat pe mine este greșit, că așa ceva nu se face. Poate vă amintiți cum întotdeauna la lucrările de control nu eram apreciați pentru ce scriam bine. Nu, ni se scoteau în evidență cu roșu mare greșelile. Și asta a făcut ca în timp în mine să se dezvolte un judecător interior care m-a sabotat o mare parte a vieții mele. Și cred că mulți ne regăsim în situația asta. Aprecierea totuși este o nevoie universal umană. Cred că în momentul în care creștem cu un critic interior atât de puternic, ne agățăm de exterior ca să primim aprecierea pe care o dorim. Ne dăm puterea exteriorului. Și ceilalți sunt autoritatea care trebuie să mă aprecieze pe mine. Și dacă nu primesc aprecierea asta, mă frustrez și mă înfurii. Da? Sau fac lucruri, nu știu, postez pe Facebook de dragul de a atrage like-uri. Sau fac lucruri doar ca să fiu pe placul celorlalți, să primesc și eu apreciere. Și este o strategie care constant ne face să pierdem ceva din noi. I would like to help me with the share screen. Pentru mine, aprecierea de sine este momentul ăla în care decidem să ne luăm puterea înapoi. Să revenim în interiorul nostru și să renunțăm, da, să ne mai agățăm de ceilalți pentru a primi noi apreciere. Există o legătură pe care o putem observa aici. Cu cât, pentru mine e un semn, cu cât mă uit mai mult în exterior să primesc apreciere, cu atât e un semn că aprecierea mea de mine este la un nivel scăzut. Practica pe care vă propun este super simplă. Luați-vă un jurnal, da? Și în el scrieți trei lucruri.
1. Care este lucrul pe care l-ai făcut pentru tine sau pentru altcineva și pentru care te apreciezi sau ți ești recunoscător? Ieri după amiază, de exemplu, m-am oprit din lucru și mi-am luat 20 de minute să vorbesc cu fiica mea despre interdependență, o temă pe care ea o abordase la școală. Și a fost un moment extrem de prețios. Și pentru mine, sper că și pentru ea. Punctul 2. Care sunt nevoile pe care ți le-ai împlinit făcând asta? Conectare. Apreciere. Apropiere. Iubire. Punctul 3. Ce sentimente sunt vii în tine acum, amintindu-ți? Da? Bucurie, încântare. Rămâi un pic acolo, în zona aia. Fă asta zilnic și vezi apoi cum te simți. Mulțumesc, Manu. Mulțumim, Mona. Eram acolo la ultimul pas. Mulțumesc foarte mult. A fost o reamintire foarte, pe care apreciez foarte mult acest exercițiu la aprecierea de sine și e o practică care, da, îmi aduce multă bucurie și mie și mă bucur că ai ales să o împărtășești cu noi toți aici astăzi. Se pare că e un moment în care începem să ne recunoaștem propria valoare. Și nu înseamnă că nu mă mai bucur de aprecierea celorlalți, dar nu mai sunt atașată. Și apoi chiar dacă îmi doresc apreciere de la cineva, mă duc cu altă atitudine să o cer. Uite, mi-ar plăcea să știu din ceea ce am făcut ieri ce apreciați cel mai mult. Și nu mă duc cu energia aia de lipsă, de reproș. Uite câte fac eu și nimeni nu vede. Ceea ce se întâmplă adesea atunci când în interiorul nostru rezervorul de apreciere de sine este gol. Mă bucur, evident, de aprecierea celorlalți și o celebrez. Dar starea mea de bine nu mai depinde de a primi sau a nu primi apreciere din exterior. Da, mulțumim. Are foarte, foarte, aduce foarte mult sens. Ceea ce ai spus și ceea ce a fost mai mult decât doar spus, pentru că am și putut să trăiesc acolo în zona aia de apreciere de sine. Mulțumesc foarte mult, mulțumim frumos. Și mingea rămâne la București, acolo în living room-ul vostru, Mona. So I'm going to switch to English now, because Ian Petey is going to take over. Ian was born in the UK and has lived in Eastern Europe since 94 in Poland and in Romania. He came across NVC, nonviolent communication, and experienced a transformation in terms of how he approaches life, the self, relationships with others. And he's been a certified trainer since 2008. And together with Mona, who is his wife, as you may see in the living room, they have set up, they run the Association for Nonviolent Communication from Romania, but now I think you're all involved now. But this is how it sort of started with Mona and then Ian and then, you know, more people being involved. And I'm very grateful to have him in our session today and also in our community. Ian is one of the people that have taught me how is it to be patient with everything in life. So I'm very grateful for this lesson to him. And Ian, there you go. Thank you, Manuela. Thank you, Manu. Probably if you lived with me, you wouldn't see me quite as patient as you experienced me in other parts of life. In fact, I've changed a lot in the 20 years since I first came across nonviolent communication. I've changed a lot. I think patience is something that I have developed. And if I think back to when I first came across NVC,
I was really excited about it because it seemed to me to be a way to fix all the problems that were occurring in my life, big problems, small problems. I was very aware, not in detail, but aware of things that were frustrating me, irritating me, annoying me, people, things that people did, sometimes just how they were, situations in life, in work. And MVC seemed to me to be a wonderful tool to fix all these problems. And it took me some time to realize that this is not how I want to live my life, in this energy of, you know, life is a struggle, life is difficult. Yes, of course we have challenges. And I'm very much appreciative that I live a life that is relatively free. I don't live in war zone. I don't suffer violence, abuse. And there are many people who do. But still, I was focusing on the negative. I heard complaints from actually even somebody who was fairly close, who's sitting fairly close to me, that I complained a lot. And I denied it for some time because I thought, you know, learning MVC is, it's about looking for the beauty in life and, you know, being very positive. But in fact, if I was to really hold a mirror up to myself, I didn't have a good balance in my perspective and experience of life. What I was doing was I was overlooking all the wonderful things in my life and focusing. It was like the bright lights were shining on the things that I didn't like, and the lights on the things that I did like and were contributing to my life were a lot dimmer. So my journey over the last few years has been to get a better balance. Still, of course, I want to fix problems. I want to solve those situations in my life where the needs are not met. But I also want to really connect with my gratitude and appreciation for all the things in my life, the people in my life that are making my life, as Marshall said, making my life more wonderful. So I'd like to do a short exercise that I personally find very helpful in those moments when I'm not connected to my positive feelings. And going back 20 years ago, if I'm honest, I was really disconnected from my emotional world. I really, if I was excited about something or joyful or happy or even content, I could hardly notice it. I didn't have a vocabulary to express it. It was like below the surface and almost unaware of it. So I found that one way to get to gratitude is to notice when I'm experiencing feelings that I'm enjoying. But if I'm not connected to my feelings, then that doesn't really work very well for me. So there's another way into it, which is through the needs. Now, we've already talked about needs. And what I'd like to do is for this exercise, I'm going to flash on the screen for just a few seconds. Some words to describe a variety of needs. It's not a comprehensive list, it's a selection. And what I'd like you to do is when you see the list of needs, and they're in English, I'd like you to choose one. You can choose one at random, just the first one that attracts your attention, or maybe one stands out when you scan them, one stands out. But I'd like you to choose one of the needs. So I'm just going to put the screen share up and I'll leave it there for just a few moments, and preferably pick one. If some of the words are not familiar to you, don't choose that one. Choose a need that, you know, you have a sense about what it means. It can be one even that you have a sense in your life is not really taken care of. It's not met in many areas of your life. Okay, so hold that need in your mind for a moment. My belief is that our life is not polarized into those needs that are fulfilled and those needs that are not fulfilled. There's a lot more subtlety, a lot more dynamism in our lives. So my guess is that whatever need you've picked, you can find at least one situation in your life where that need is fulfilled. So that's what I'd like you to do now, is to find
just recollect, cast your mind back. It can be something very small. Maybe it's something that's very obvious and very big. Bring into mind a situation. It could be in relation to another person. It could be in relation to the physical world. It can be in relation to your inner world. It doesn't matter where the source of that need being fulfilled is. So I want you to bring into mind one or two, but if there's more than one come to mind, just choose one for the moment. One situation in your life where that need that you selected is fulfilled. It's met, it's allowed to live, you notice it. And maybe even it's not consistently fulfilled in that situation, but there was a moment. And as you bring that situation into your mind, I'd like you to take yourself there in your mind's eye. So to kind of bring it more sharply into focus, bring in a bit more detail. Where were you? When was it? Who else was there, if anyone? So kind of set the scene. You imagine you're setting the set of a play or a scene from a film. You're setting the scene. Where, who, what's there? What other detail can you bring into your mind's eye? And then I'd like you to imagine pressing the play button. So just for a few seconds, or just for the period at which your memory is working, press the play button. What's happening? What is going on? Maybe it's in relation to somebody else and they're saying something or doing something. Just notice that in a video, if you like, that recording, you're just on play for a moment. Not judging it in any way, not evaluating it in any way, just as though it's you were there and you're noticing the detail. And then pause and ask yourself, what feelings? How are you experiencing that? What feelings are coming to you as you remember that scene? So how are you feeling now? And maybe there's also an echo of what you were feeling at the time. These are signs that your life was nurtured, you were nurtured in some way by what was going on. Maybe it was something you were noticing, something that was happening to you, something you were doing. And just take a moment to feel it, to recapture that experience. And the word that I would like to offer as a way to describe that whole experience is one of gratitude. This is about experiencing gratitude, which is an important, it's the first of two steps that I would suggest when we are faced or involved in situations where our life is enriched, is this sense of gratitude to someone else, myself, the universe, the planet. And then the second step is maybe to express that. So if we don't express it, we keep it in, and that's important. To feel it, experience it. But maybe there's some expression that is being called for. Maybe it's to yourself, the exercise that Mona was doing. Maybe it's to the universe, to the planet. Maybe it's to somebody very specific. And that expression could be very simply, what did you notice? What happened? What did they do? How you feel about it? And what needs of yours were met, and the need that you picked at the beginning is the primary need, but maybe there were some other needs in addition to that one that you selected to take you there. In addition to that, maybe there were some others. And this is a richer celebration of this gratitude, of the ways in which we're nurtured. So I find this short exercise to start with the need often is much more helpful for me
when I'm disconnected from my feelings. So just pick a need at random and say, okay, in what ways is this need fulfilled? And it helps me rebalance away from the negative and unpleasant experiences and bring in some gratitude and some positive to rebalance, recenter, reground myself. Thank you. Thank you. Thank you, Ian. Yes, that I feel the balance settling in myself. Yes, I was thinking, what did I mean about this label, you know, patience? And your practice so much mirrored this idea of, you know, just adapting the pace. So not going so fast with things, just let everything settle in. And I love this practice of, you know, going slower than just going through the steps. Yeah. Thank you so much. And we are staying in the same language, and we are moving to Robin Marie Bors-Farad, who was born in America. But imagine that she chose to live in Romania, in Transylvania. Her way of life is really inspiring to, I'm sure, to many of us in our community who know Robin. She, you know, is living in a farm near Alunișu, which is somewhere in Transylvania, in Romania. And she's really involved in a lot of things, also with the farm, but also with contributing to ways, more sustainable ways of living. And I still haven't visited her, but it's on my bucket list. So I really, really want to visit the community there, the farm, and Robin, of course, her family. What also is important about Robin's project, Provision, is that it's a learning center for nonviolence and agroecology. And I hope to also not only me to get there, but also to bring the kids from our school, because it's such an inspiration to see other ways of living than the ones we know here in the city, or maybe also at the countryside. And I'm just gonna hand over to Robin and looking forward to her sharing. Thank you, Manu. And yeah, you were scheduled to come here right as COVID came instead. So we'll just be waiting until the time we can get together live. Maybe we were not that ready to take everything in. So we need one more year or 2 years, who knows? Yes. It will happen when it happens. Exactly, yes. I have trust in that. One thing I just wanted to say, we live in a village, and on the theme of patience, I hope I'm learning this lesson also well. And here in the village, we just say, yeah, if it doesn't happen this year, maybe next year, because we take things really on those larger cyclical revolutions of year by year. So, and ironically, I have a lot that I want to share, and I'm not sure how much we'll get to in 10 minutes. But I wanted to talk a little bit. We spoke in a few different ways. Adriana touched on needs, and I think we've all touched on needs. And I'm really enjoying seeing how we all look differently at needs consciousness. And I have also my own way of looking at needs, and which I have a little slide for this. And I want to look at them specifically in my presentation is something about looking at judgment. And how in NVC, one of the things that has been very meaningful to me was realizing, a little bit like Ian said, he was looking in the mirror and realizing that he complained. I've looked in the mirror of my own judging
And I saw others judging, mostly my in-laws. I saw them judging a whole lot. And I thought, oh, and then I found myself judging their judging. So this put me in a real bind, you know, like how can I not like what they are doing and I'm doing? So really looking at this and really that this very difficult situation did help me to own my judgments a little bit, to acknowledge. So yes, I want to look at the needs and how they have helped me to untangle or disconnect me. It's like, you know, pulling the plug on this judgment habit a little bit. So I also want to share the screen and look at some slides. And I have almost, I think I've never done this before, so I hope I can do it. There I go. Yeah. Share. Great. Can you see this? So I have a little, it's a little bit of a joke, right? To judge or not to judge, that is the question. And yeah, why do I go into judgment? I've realized that one of the things, one of the reasons why I would do this is actually to give myself some safety. I often do it when I'm not feeling so safe. And if I'm judging others, then I give myself a kind of solid ground, and I make myself a little bit right and feeling better about something. So that's a reason to judge. I don't necessarily think that it's a good reason. Because so I would rather not judge, because then I can relax. And I can, judgment puts my body in a bit of tension, like, and not judging, then I can relax and move more toward being curious. So, and what helps me with this is first of all, to acknowledge that I'm judging, and then looking at needs. What are the needs of the person that I'm judging? Right? So I have my own little list of needs, and I will flash it here. And people can take a screenshot or whatever. I'm not going to go through all of them, but what I've done is because I come from a background of teaching yoga, and I learned the chakras. And for me, these lists of needs, there's so many and I couldn't memorize them, but I found a way to get them down to the essentials, right? There are like for instance, this second one, the third eye chakra. Understanding, that would include learning other things that are related to that. Expression, the throat, is also including being seen and heard. So there, these are just these are like the headline ones, and there are many needs that fall under these are categories. Thank you. That's the word. So heart connection, solar plexus, etc., etc., and running throughout. What's important is the freedom. So this is also a very important need. So I mentioned. Anyway, I will go through the next slide because this is just we're getting to the exercise. Oh, sorry, I did something different that I didn't mean to do. There it is. Okay. So if I want to turn judgment into curiosity, these are my steps, and these are things I can do to dislodge my judgmental
mind from the situation. First of all, acknowledging that I am judging. And then I want to look for the need behind whatever is inspiring my judgment. So if I'll use a little example like Mona did. If I judge my husband, which I sometimes do, that he is working too hard, and I might even call him a workaholic, then I want to acknowledge, oh, that's actually really a judgment on my part. And if I look for what the need is behind, why is he working so hard? Well, he really deeply cares about the natural world and wants to take responsibility for everything he eats. And all of us, he works really hard to keep us food sovereign. So this is, then I can already loosen up a little bit. I say, yes, he really cares so much. This is why he works so hard. Then the third piece here is look for the need that I am valuing and wishing that others would integrate. So I maybe am valuing, especially at this time of year, I'm valuing rest. I'm tired. I want to rest. And so I want to hold that precious need and look for ways that I can invite myself to look for strategies to integrate this need also into our schedule now. And the fourth one, yeah, do I need empathy? Or I would add here also mourning. Do I need to just mourn the fact that in the fall and in the harvest, there isn't so much time to rest? And give myself some empathy and then just do what needs to be done? Or can I formulate some kind of feedback also to my husband and to myself and really look for strategies to integrate the rest, strategies for rest into our schedule as well? So this is my exercise, and I have no idea how to stop sharing my screen because I don't have a cursor. Can you just take it back? Yes. Thank you, Robin. Thank you so much. Thank you. Very value. I see a lot of value in dealing with judgments and knowing what to do with them, because otherwise they keep on the show going and they bring other friends as well to join the show. And yes, I really value this just knowing what to do with judgment and actually harvesting what is beyond the judgment and coming deeper to ourselves. So thank you so much for bringing that up. And we are going to switch to Romanian, ca să fie așa o chestie circulară, să termine povestea noastră de împărtășire de practici. Tot la Cluj se va termina, tot la Cluj. O să revenim la Cluj. Am fost la Adriana și acum am fost la Robin, care e foarte aproape de voi. Și o să-l invit pe Alex Moldovan, colegul nostru, care pentru mine este o sursă de inspirație pentru acțiune, pentru a face lucruri, pentru a inspira, contribui la viața multor oameni și a nu ține nestematele doar pentru tine, la tine în dulap. Ideea e să le dai drumul, să le împărtășești. Și pentru mine a fost o bucurie să-l cunosc mai bine anul trecut, în vară, și să simt energia asta de doer, partea asta de energie masculină foarte bine reprezentată. Pentru mine a fost o inspirație și o bucurie să văd și să ne povestească despre ce lucruri face la Cluj. A fost de curând certificat ca și trainer de comunicare non-violentă. Aici pe hârtie scrie 2020, mi-a să zic, nu de anul trecut. Dar în fine, asta nu mai contează foarte mult.
Da, susține și organizează încă din anul 2016 workshop-uri, tabere și cursuri de lungă durată la care au participat mii de persoane din Cluj-Napoca și alte orașele României. Așa că, și o chestie foarte faină care la care a contribuit Alex și mă bucur de ea, este că a tradus în limba română jocul GROK, jocul empatiei. Și da, e un instrument care îl folosesc foarte des și în clasă cu copii. Și îmi place ideea asta de joacă și de distracție pe care o duce, face vie jocul ăsta. Așa că pasez balonul spre Cluj, spre Alex. Mersi, Manuela, de introducere și de faptul că, într-adevăr, îmi place să mă joc cu oamenii și când fac asta, de fapt, atunci învăț. Practicile de până acum care le-au oferit colegii mei, desigur valoroase, s-au dus mai mult ce faci tu cu tine. Eu învăț mai mult interacționând cu alții. Cu mine însumi am uneori tendința să mă judec că sunt plictisitor și uneori mă simt că mă duc cumva parcă într-o zonă așa de depresie chiar. Și atunci eu am nevoie de interacțiunea asta și atunci și practicile care sunt atras sunt unele de interacțiune. Și ce o să vă propun acum e cumva opusul, adică opusul la situația care a prezentat-o Robin înainte, respectiv, dacă ea spunea ce fac când eu judec, vreau să vă propun o modalitate, ce fac când vine o critică către mine, da? Când cineva vine cu o judecată către mine, ce fac în momentul ăla? Și practic asta se bazează e un citat vechi, antic, cred că Epicur o zis, sper să nu greșesc. Nu reacționăm la ce se întâmplă, ci reacționăm la cum interpretăm ceea ce se întâmplă. Și atunci am descoperit în practica comunicării non-violente un exercițiu numit 4 scaune, în care eu i-am dat un pic de twist, să zic așa, o notă personală, poate chiar reușim și inclusiv acum să-l și exersăm între noi, că mie îmi place interacțiunea, doar așa ca și cadrare tehnică pentru cei care dintre ascultători sau telespectatori, nu poți să le zici telespectatori. Privitori, viewers. Privitori, da. Știi cum să zici la social media asta, trebuie să ne reajustăm termenii. Deci cei care fac training să fie cumva cum se setează. Ideal e la un grup de 5, da, despre asta e vorba, în care fiecare își va roti rolul și ai un rol, cel al vorbitorului, deci chiar tu, persoana, cum ar fi în cazul de față, eu am primit de la un client în urmă cu câțiva ani, țin minte, o critică care m-a afectat destul de tare și eu o să joc rolul, da, chiar a acelui client, da? Și patru dintre voi, da, deci de asta e ideal grupa de 5, se pot ajusta și cu grupe mai mici sau mai mari, să ai observatori, dar ideal ar fi patru dintre voi să fiți patru versiuni ale mele, deci să fiți patru Alexandru, da? Și fiecare să răspundeți în unul din cele patru moduri. O să le zic foarte pe scurt, primul mod, numit și șacalul interior, da? E cel în care ne culpabilizăm și ne considerăm responsabili de vai de mine ce am făcut, că uite-te ce mi-o zis, da? E vina mea. Al doilea scaun sau al doilea tip de reacție care îl putem avea este așa numitul șacal exterior, în care ne ne apărăm, să zicem așa, și învinovățim pe celălalt, da? Refuzăm, n-am nicio treabă cu ce-mi zici tu, e problema ta, pe mine să mă lași în pace. Al treilea e deja numit, cumva în zona de autoempatie, o numim girafa interioară, în care luând ceea ce am auzit, simplu ca o observație, nu o judecăm, nu o evaluăm, încercăm să vedem care e impactul asupra mea și să văd oare ce emoții, oare ce
emoții experimentez, ce nevoi sunt plinite sau neîmplinite în, în acele momente când aud această critică. Și al patrulea scaun este girafa exterioară, în care eu aud această critică, dar ce văd este cealaltă persoană. Oare ce nevoie are persoana asta, ce stare emoțională are ea, încât să găsească ca modalitate de împlinire a ei sau crede că își va împlini această nevoie să folosească această critică la adresa mea. Da? Și în felul ăsta empatizez cu cealaltă persoană. De ce e interesant jocul să miști aceste roluri? E nu doar pentru mine, da? Deci cel care aud patru variante teoretic ale mele, da? Și după aia am un debrief și zic, păi da, mai degrabă am fost ăsta agresivul și după aceea, de fapt, eu mi-am pus în cap cenușa, dar ce bine ar fi dacă eram eu girafa asta exterioară și empatică. Uite, asta ar putea fi o reacție pe viitor. Da? Asta e o valoare pentru mine ca și participant. Dar am văzut valoare pentru cei care joacă rolul. Efectiv, au fost persoane care în viața de zi cu zi sunt obișnuiți să n-ai terminat fraza și deja ți-o dat replica, cum să joace un rol în care să se învinovățească. Efectiv, am văzut persoane care se înroșeau și le curgea transpirația. Dar eu nu pot să zic că e vina mea, nici în joacă nu pot să zic că e vina mea. Și inclusiv asta a fost după aceea motiv de explorare, oare cât de greu sau ușor îți este să oferi empatie pentru cineva atât de diferit de tine. Pentru că există oameni care se învinovățesc, există oameni care sunt agresivi sau care reacționează într-un astfel de mod. Da, și deci de asta e unul dintre exercițiile mele favorite. Și de asta că văd că dă multă bogăție la toată lumea și lumea râde, mai dăm Oscar-uri din astea neoficiale pentru cea mai bună personificare și mai ales venim cu lucruri concrete. Fiecare persoană vine cu exemplu real din viața ei, cu o critică care a primit-o și nu i-a căzut bine la stomac, cum se zice. Și atunci o să vă rog, uite, Mona va fi șacalul interior, da? Manuela vei fi șacalul exterior, de-abia aștept să aud cum e șacal exterior, așa, Octavian o să fie girafa interioară, da? Că tot îți place ție să partea interioară, iar de la tine, da. Adrian... Să știi că eu sunt mai bun pe șacal exterior decât pe girafa interioară. Ok, atunci ai o provocare, Octavian. Și Adrian, o să te rog să fii scaunul, girafa exterioară care să empatizeze, da, cu cineva care vine cu astfel de critică. Așa, și critica este, da, fiți atenți, știi, raportul tău este bun doar ca hârtie igienică. Asta în condițiile în care am lucrat la el, eram dedicat proiectului, nu știu ce, și asta a fost reacția clientului meu, în care, păi, raportul ăsta e bun doar de hârtie igienică. Te rog frumos, Mona, primul scaun. Oai, pe capul meu. Deci nu sunt în stare de nimic, nici măcar un amărât de raport, nu știu ce, nici nu știu să fac. Deci o să pierd clienții în stilul ăsta. N-am nicio șansă în domeniul ăsta. Cred că trebuia să mă reprofilez. Cine naiba mi-a fi zis mie că sunt în stare să fac munca asta? Acum o să trebuiască și altcineva să stea după mine, să facă alt raport. Da, sunt praf. Deci o să pierd încrederea clienților, mai ales dacă omul ăsta vorbește cu altcineva și spune același lucru, sunt absolut terminat. N-am nicio șansă pe piață. Bona, dacă mai continui, o să răscolești tot. A fost foarte mult în zona aia. Deci, îți mulțumesc, e suficient. Ok, hai să văd, asta a fost în sufletul meu, dar de fapt a fost mai degrabă ce cred că o să-mi servească Manuel acum. Asta a fost reacția mea, o recunosc. Hai să văd în vorbe, cum zici, Manuela?
Bă, ăsta își bate joc de mine, pe bune. Deci e prost. Habar n-are să citească ce am scris. Nu, deci e varză. Deci, frate, i-am pus frumos, structurat. Adică ce mai poți să vrei? Cu grafice, cu cuvinte, cu... Deci, pe bune, deci chiar nu fac prima oară chestia asta. Adică, băi, frate, deci nu. Asta e, na. Să-și găsească pe altul, nu știu. Sper să... Na, nu știu. Treaba lui ce face. Deci chiar nu mă interesează. Dar eu, pe bune, eu sunt super mulțumit cu ce am pus acolo și dacă el nu pricepe, e treaba lui. Da, asta e. Exact. Mai ales că era o chestie care o apreciam foarte mult la el, era un self-made businessman, pentru că nu a terminat liceul, avea dislexie, no, atât mi-a trebuit. Când a fost treaba asta, a zis, no, de-aia nu înțelege nimic, am înțeles că e bătut în cap. Da. Da. Tot ce admiram la el, când am primit critica asta, i-am servit-o înapoi, da. Ce m-am răcorit. Bun, mulțumesc. Hai să ajungem pe teritoriu. Astăzi, la acest live. Da. Ok, hai să vedem de fapt ce era în mine. Că asta e frumusețea. Girafa interioară e de fapt ce era în mine cu adevărat, dar nu eram conștient. Bine, mintea românului după urmă. Mi-a venit mie la un moment dat ceva. Hai să vedem, Octavian, girafa interioară. Mai dai o dată replica ca să fie cât mai real? Sigur, raportul tău este bun doar de hârtie igienică. În primul rând simt așa o destabilizare interioară, mi-e frică și în același timp sunt confuz și un pic de durere acolo. Și vai, sunt atâtea nevoi. Una foarte importantă este că aș vrea în primul rând să fiu văzut pentru efortul pe care l-am depus pentru raportul ăsta, adică băi, chiar am muncit la el. Da. Și poate să separăm asta de cum mi s-a părut raportul, dar să fie acknowledged că am muncit la el. După asta mi-aș dori cumva să progresez, să știu de ce raportul nu îl consideră că nu e ok, adică mi-aș dori claritate. Ce din raport n-a fost ok? Ce a fost ok? Și îmi dau seama că este și o nevoie de acceptare acolo. Îmi doresc să mă accept și eu pe mine. Doresc și acceptare din exterior. Și îmi doresc să contribui. Pentru asta a fost nevoia care m-a făcut să muncesc așa de mult la raportul ăsta. Și mă întorc din nou. Tot se întoarce în interiorul meu nevoia de a fi văzut pentru toate nevoile astea. Da. Exact, asta. Deci, a fi văzut și a ști cum să progresez. Mm-hmm. Da, am muncit la treaba aia, într-adevăr. Astea au fost termice. Da. Mersi! Bun, hai că și clientul este om. Adriana, dă-i și tu o șansă. Oare ce poate să simtă și nevoie să aibă cineva care să zică, băi, ce ai făcut, e bun de hârtie igienică. Wow! Îmi pare că ești dezamăgit și ți-ar fi plăcut raportul să conțină, nu știu, mă gândesc, alte informații, mai multe informații care să fie mult mai relevante pentru situația ta și să vină cu mai multă claritate și poate să fie mult mai complet, să aibă informațiile pe care ți le-ai dorit. Mă întreb ce vrei să conțină raportul? Cum... Da. Exact. Până la urmă, în discuția avută cu el, în zona asta s-a ajuns. Avea mare nevoie de eficiență, de lucruri concrete. Nu-i trebuiau mai multe, îi trebuiau acțiuni, îi trebuiau lucruri de făcut. Și el vedea că ai pus multe informații acolo care le-am citit și după aceea n-am ce să le folosesc. Bună de hârtie igienică, știi? El vrea nevoie de niște acțiuni. Nevoia lui de eficiență era acolo clar descoperită. Deci da.
I-am refăcut raportul, ca să înțelegeți, da, dar nici n-am mai lucrat cu el, da? Și din alte motive. Bun, vă mulțumesc. Ăsta e un moment în care facem un debrief, atât din partea mea, ce mi-au, cum să mă raportez în situații similare, dacă se mai întâmplă, să răspund, cât și pentru voi, ca și participanți, cât de greu a fost să jucați rolul respectiv, dacă este ceva sau a trezit ceva similar cu situații din viața voastră. După care facem o rotire până când fiecare dintre noi are șansa să vină cu critica în față. Cam asta este interacțiunea la cele patru scaune. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Alex! Foarte fain staging aici. Am simțit energia jocului și a distracției și ajută mult pentru ca să poți de la șacal să mergi la girafă, ca și ajută mult. Ok. Wow! Ce oră interesantă, ce practici diferite, interior, exterior, relația cu ceilalți, relația cu sine. Și nu pot să spun decât mulțumesc. În primul rând mă bucur mult că am ajuns să particip la această sesiune și să mă îmbogățesc astăzi cu aceste practici. Și sper să putem să inspirăm cât mai multe lume care se uită la această sesiune sau se va uita la această sesiune. Și da, sperăm să trăim într-o lume mai veselă, mai multă armonie, în care este echilibru între ce-i fain în viață, ce nu-i fain. Și să luăm un pic din fiecare, din tot ce ați prezentat voi astăzi în viața noastră de zi cu zi. Dacă mai e un cuvânt de încheiere care vrea să-l spună cineva? Eu mi-aș dori să le mulțumesc mult celor care ne-au urmărit, care și-au luat din timpul lor să fie aici alături de noi, înseamnă foarte mult. Vă mulțumim mult, mult și pentru aprecieri. Se pare că jocul nostru de rol primește laude și apreciere din partea publicului și pe mine m-a amuzat foarte tare. Și da, pentru mine a venit cu multă, multă bucurie dimineața asta. Și îmi place mult că s-a încheiat așa în stilul ăsta, jucăuș. Și să aveți o zi minunată toți! Mulțumim! Pa, pa! Pa! La revedere! La revedere! Salut.